Bună seara, prieteni! Bună seara, prieteni! Anastasia vrea să facem un vlog. Tata vrea. Anastasia vrea. Tata. Bine. Tata vrea. Despre? Orice. Adică spunem întrebări. Deci ăsta e vlogul Anastasia despre orice. Să nu, punem întrebări. Să punem întrebări. Deci nu este vlogul despre orice, este să punem întrebări. Despre ce întrebări vrei să spunem? Paște. Despre Paște? Da. Bine. Ce se întâmplă la Paște? La Paște se face slujbă. Se face slujbă. De ce? Pentru că este învierea Domnului. Bravo. Foarte frumos. Ești foarte deșteaptă. Altceva? Despre ce vrei să mai întrebăm? Crăciun. Crăciun. Despre sărbători. Despre sărbători. Și după aia despre sfinți. Despre să-mi sfinți. Zici tu povești. Să zic eu povești. Bine. Mâine seara despre sfinți, e seara asta despre Crăciun. Bine. Bine. Așa, ce se petrece la Crăciun? La Crăciun se petrece nașterea Domnului. Da? Da. Foarte bine. Și? De nașterea Domnului ce se cântă? Ce cântăm noi? Popor. Colinde. Colinde. Foarte frumos. Ne bucurăm. Ești deșteaptă. Și cine mai vine de Crăciun? Moș Crăciun. La tine nu mai vine? Ba da. De ce vine? Ești cu minte? Da. Când ești cu minte? Bine, dacă ești cu minte, vine cadouri, moșul. Vine doar moșul sau și baba? Moșul, nu baba. Bine. Ăsta e vlogul nostru în seara asta? E de ajuns sau mai facem? Mai facem. Bine. Mai zici ce mai vrei? Ce mai poftești? Zic. Păi am zis de două. Ai învățat tabla mulțiri? Da. Bravo. Înseamnă că ești deșteaptă. Ia mai pune și întrebări, că nu mai... Eu ți-am pus întrebări. Ai pus una, eu ți-am pus două. Da? Am înțeles. Și ce să te mai întreb? Îți place să pictezi? Da. De ce? Că altceva n-am de făcut. Adică să învăț. Deci trebuie să înveți. La ce e bună carte? Să... Când crești mare, să te faci ceva. Da, să te vine ceva. Și tu ce te faci când o fii mare? Nu știu. Dar ce ți-ar plăcea ție? Învățătoare. Vrei să te faci învățătoare? Da. Și cu pictura ce faci? Mai și pictez. Stai să vadă desene. Dacă Anastasia ne arată desene. Salut, prieteni! Astăzi vă arăt niște desene care le-am făcut la școală. Să începem cu primul. Ce semnifică asta? Bă, dar la desene animate. Cum îl cheamă? Ionica? Nu. Iorghiță? Nu. Neluțu? Nu. Da, cum? Fănică? Da. Păi ne-a pus doamna pe calculator, noi am copiat. Ok. Eu am făcut cel mai bine în clasă. Bravo. Dacă te pricepi la desen, fiecare are câte un dar. Tu la desen, altul la muzică. Asta e iPhone 13. iPhone 13. Foarte bine. Asta e din Minecraft. Ce e la Minecraft? Un joc. Ah, mă scuzi. Sunt înapoiat. Popă la țară. O pisică. O pisică. Miau, miau. Cum o cheamă? Mariuța. Un cadou. Dar asta l-am făcut repede. Un cadou. Ce, dar da să deschid din cadou, ce are în el? Nimica. Nimica. Un pinguin. Asta nu l-am copiat, asta l-am făcut eu singur. Bravo. Asta. Asta ce e? O față zâmbitoare, un emoji. Aha. Dar nu se vede cum te vede. Asta și eu când termin slujba. Cum cântări, stai, așa, ești tu cântări. Și ăsta cine? Un urs. Un urs? Da. Urs polar? Nu.
Sau ursul grizzly. Urs de pluș. Urs de pluș. Și asta ce-i? Înghețată. Merge înghețată pe căldura asta, perfect. Și asta cine? Asta e cățelul? Da, cine este? Pikachu. Da, Pikachu. Asta e Pikachu. Da, nu prea mai Pokemon. Ești. Nu prea, e, ți ești? Da. Asta cine? Asta e un diamant. Un diamant. Frumos tare. Și asta cine? Turnefel. Unde se află Turnefel? La Paris. În Germania? La Paris. Adică în Franța? Da, dar ca la Paris. La Paris, bine. Și astea sunt toate lucrurile. Bine, deci încheiem vlogul? Da. Bine. La revedere. La revedere. Dragi prieteni, am încheiat vlogul lui Anastasia. Pe curând ne mai vedem în altă seară. Sau nu? În altă zi. Sau în altă zi, mă scuzi. Deci seara nu face parte tot dintr-o zi, nu? Bă. A, bine. Dar zi, adică ziua când e soare. Ah, ziua când e soare. Bine. Atunci, salută-ți aici, prietenii și fanii. La revedere. Zi, vă pup, fanii mei. Pup, fanii mei. Dar zici tu ceva. La revedere. La revedere. La revedere, fanii lui Anastasia.